În dimineața! Declarația mea politică de astăzi se numește Apărăm drepturile angajaților, o nouă lege a dialogului social. Stimați colegi, vreau salarii mai mari pentru români și condiții mai bune de muncă. Am depus azi o inițiativă legislativă privind o nouă lege a dialogului social, cu sprijinul celor mai importante confederații sindicale, CNS Cartel Alfa, Blocul Național Sindical, CNSLR Frăția și CSDR. România are cele mai tensionate relații de muncă din interiorul UE. Legea dialogului social adoptată în 2011, în condițiile crizei și la presiunea patronatelor, a condus la polarizarea salariilor în jurul salariului minim. Mai bine de o treime dintre salariați câștigă salariul minim, iar 8 din 10 români au un salariu de bază net sub 2050 de lei. În sectorul privat au dispărut coeficienții de salarizare, grile care pot fi reintroduse prin negocieri colective care să mărească salariile, de aceea e foarte important să avem acest proiect legislativ votat. Rezultatele economice sunt distribuite inechitabil. O treime din PIB revine muncii, două treimi capitalului. În schimb, la nivel de UE, distribuția este echilibrată. Condițiile de înființare a unui sindicat încalcă libertatea de asociere. Dacă un partid are nevoie de trei membri, la fel ca în cazul unui ONG, un sindicat are nevoie de 15 membri în condițiile în care peste 90% dintre firmele din România au sub 15 angajați. E nevoie de sindicate constituite din trei membri pentru a încuraja libertatea de asociere. Nu mai există contracte colective de, de muncă la nivel național sau la nivel de sector, nici la nivel de firmă, pentru că la negociele din companie sindicatele trebuie să reprezinte 50% dintre angajați. Noul proiect legislativ prevede 35% reprezentativitate la nivel de firmă. Proiectul specifică și faptul că negocierile colective devin obligatorii în întreprinderile cu 10 angajați. Angajații trebuie consultați în deciziile companiilor. De aceea susținem o nouă lege a dialogului social care obligă angajatorii să aibă reprezentanței sindicatelor și ai angajaților în consiliile de administrație din firme. Acest proiect este un rezultat al coaliției pentru muncă decentă, în care sunt incluse sindicate, experți din societatea civilă și din mediul academic și oameni politici de diverse culori. Inițiativa este susținută nu doar de confederațiile sindicale, ci și de platforma Demos, care spre deosebire de PSD este singura mișcare civico-politică autentică de stânga din România. Cu respect Adrian Dohotaru, deputat independent de Cluj.